Un bărbat de 90 de ani din comuna Dâmbovițeană Bilciurești a fost găsit mort în locuința sa marți seară. Din informațiile pe care le deținem, se pare că o vecină a anunțat prin numărul de urgență 112 că bătrânul este în casă și ușa închisă. Un echipaj de pompieri s-a deplasat la fața locului și a constatat că ușa era întredeschisă și un geam spart. Pompierii nu au mai acționat, gândindu-se că la mijloc poate fi vorba de altceva și imediat au chemat polițiștii la fața locului. Polițiștii ajunși la fața locului au depistat niște pete de sânge, iar în locuință bătrânul mort cu răni la cap. Drept urmare, s-a solicitat o echipă complexă de criminaliști, medic, legist și procuror criminalist pentru a demara o anchetă amănunțită. Oamenii legii au luat în calcul și varianta unei crime. Criminaliștii merg și pe varianta unei crime pentru că locuința bătrânului găsit fără suflare a mai fost călcată de hoți de cel puțin 3 ori. Am făcut reclamații la poliție de mai mult ori că vine peste el și văd că nu s-a făcut nimic. Avea dușmani? Nu, cine? Că n-a făcut rău la nimeni. Ce bun este s-a întâmplat să-l jefuiască? Cred că da. Că n-am intrat în casă, nu mi-a dat voie să intru să văd ce s-a întâmplat. Locuia singur dânsul? Da. Era neajutorat? Da. Când ați venit, ce ați găsit aici? Păi m-a anunțat că este mort. De când urme de violență? O dat noapte. Urme de sânge prin casă? Păi nu știu, că n-am intrat. N-ați intrat. Nu. Ce fratele meu a ceva? Plecat aseară, ieri la ora 1 și aseară, azi noapte, a intrat peste el. Se știe cine? Nu. Încă nu. Nu. A dat-o mai intrat cineva nu. Peste el? Păi a mai intrat, i-a mai furat bani din casă. Primit amenințări? La asta nu știu. A dat pe de da. A dat și el pentru mormântare. Se temea de cineva, doamnă? Nu știu, că nu mi-a zis că... Decât că intra peste el în casă să-i fure. Poliția nu a făcut nimic, nu e în stare de nimic, să omoară lumea în casă. De atâtea ori sunt atâtea declarații făcute. Nu s-a luat nicio măsură. Nu s-a luat nicio măsură. Pentru jaf, de ce bănuiesc ăla și omorât? Da, pentru jaf sunt atâtea declarații făcute pentru jaf. Au mai intrat focii la el? Da, au mai intrat. De câte ori? De mai multe ori. Sunt destule declarații la poliție. Poliția e da. Mână-mână cu ei. Primesc bani polițiștii de la ei și scapă. Ce bun este s-a întâmplat cu... La omorul sunt suspensi pentru bani. Că au intrat de foarte multe ori. Nu mă luam ce măsură. De cine a fost găsit? De o vecină. Nu vedeți că munca nu le place. Nu le place munca. Le place decât să stai să fure. Cum l-ați văzut pe bătrân? Da, am văzut. Cum era? Da. Cum e în casă? Și răvăcite, cam mai multe, dar... Te sânge mult? Nu l-am văzut așa, că decât am intrat ca să le arăt... Avea bani puși deoparte, știi? Avea, dar nu i-a găsit. Nu cam i-a găsit cât? Că... Cam cât avea? Să vedem acum, cum o fi de asta. Oricum era, 20 de milioane. Dar care trebuie să fie motivul de la omorât? Păi la pensie relate, că nu mai așa, a mai fost un caz... A mai fost un caz, acum vreo câteva luni, 3 luni sau 2 luni ceva, tot aceeași problemă. Aștepta să ia pensia, a intrat peste el în casă și m-a omorât. Da. Am înțeles că aici în Bilciurești vin hoții, nu da? Aici în Bilciurești e dezastru, nu da? Și nu numai aici. La poliția n-a prins nimic până acum? Păi nu vedeți, a spus că e un cer de suspect de 30 de inci, dar care sunt aia, nu știu. L-am băgat pe redosar, am făcut asta de aia, soluționării. Nimic. Localnicii din comuna Bilciurești trăiesc zi și noapte sub teroarea hoților care dau spargeri după spargeri fără ca oamenii legii să le dea de urmă. Toți oamenii spun că atunci când opun rezistența ajung victime sigure ale hoților. Acum vreo două săptămâni a fost chemat la post să dea declarație. După ce a fost chemat să dea declarație, poate că s-a aflat mort. Dar nu s-a făcut. E a treia, a patra oră când a intrat pe el. De ce bănuiesc că l-a omorât, doamnă? De ce? I-a luat mai multe din casă. Mai rău casă în partea asta, la altă, a intrat, i-a luat tot. Și peste el a venit și i-a luat tot ce a avut fier. Cop și la pensia și a fi luat și banii, nu să știu nimic. Vin hoții des aici, am Bilciurești? Des, să sparge des. Mereu și nu s-a vă făcut nimic. Vă temeți posibil criminal în libertate? Este. Sunt, poate și mai mulți. Ce bănuiți? Poate să intre și peste dumneavoastră? Da, da că stai poate cu frică. Că stau singură. Vă temeți? Da. Ce veți face la noapte? Încuiați bine ușile? Nu știu. Ce fac cu ușa? Că bagă ranga mea, scoate cu ușa. Dacă copiii mei i-ați murză cu... A stricat brăscă, da, hoț. De ce bani? Ai vorba... peste el pentru bani. Deci o crimă bănuiești. Crimă, da. Eu omorât pentru bani, e spre. Altfel nu se poate. Nu se explică că... Eu sunt vecinul lui. Alaltă le-am vorbit cu el, că suntem nașe. Se temea? Da. Ce spunea? Păi mai intra peste el, mai de mult. Bă, cine a mai intrat peste mine, a strigat hoții, dar de aici nu s-a auzit, că-l singur.
clar bănuiesc că e crimă. Crimă, da. Fără discuție. Fără discuție, la pensia pe 26 toate cu mine. Case sparte în ultimul timp foarte multe, noua organizare a poliției după mine este un eșec și ar trebui să se revină la ce a fost, pentru că atunci când primarul sau cineva era sizizat, de cei la post găseai un ofițer sau suboficer acolo, îl luai și te duceai imediat la om. Ce știți de bătrân? Era certat cu cineva? Nu avea nicio treabă cu nimeni, nu se știe nimic, medicile zi. Am stat de vorbă cu oameni, spun că de frică dor cu furcile în casă, de frică a hoților. Nu, e chiar așa, fenomenul n-a intrat peste țară, un singur caz a fost arestat, iar restul au fost case în care nu locuiește nimeni, deci n-a s-a dus nimeni peste nimeni. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Se spune că chiar bătrânul care a murit acum a fost, mai a fost pe de 3-4 ori. Dânsul are doi copii în față, nepoți, și casele respective au fost sparte. Într-adevăr, fenomenul este generalizat. Oare așa s-a întâmplat și cu bătrânul de 90 de ani care a fost găsit mort în casă având o lovitură în zona capului? Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița pentru efectuarea necropsiei. Prezintă o plagă strivită a pielii capului în zona occipitală stânga și atât. Asta e singura urmă de violență. După efectuarea autopsiei, vedem încotro ne îndreptăm cercetările. Există un cerc de suspecți? Păi deocamdată, dacă nu știm la momentul ăsta dacă se pune problema unui omor sau pur și simplu a unui morți accidentale sau a cărei cauză este natură patologică, nu suntem în măsură să formulăm un cerc de suspecție. Lipsesc bunuri din locuință? La momentul acesta nu lipsesc niciun fel de bunuri din locuință, iar o sumă de bani despre care aparținătorii, rudele, afirmă că o avea, s-a găsit, deci nu se pune problema unui jaf sau ceva în genul. Urme de sânge sunt prin locuință? Urme de sânge, atât timp cât prezintă plagă în zona capului, obligatoriu să fie și urme de sânge. Nu, absolut nimic. Deci tot ce singura suspiciune e legată de acea plagă. Vedem condițiile în care a fost creată și dacă era de natură să-i pună viața în primejdie sau să-i suprime viața. La momentul ăsta, nu, absolut nimic.